Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Câteva întâmplări ciudate în Constanța și o minune pe banii primăriei. De fapt, scuze, pe banii constanțenilor care sunt cheltuiți de primărie, evident. Care e minune? Minunea e că dispar banii. Acum sunt, acum nu mai sunt. Asta e. Magie. Minune. Magic, da. Mai întâi, o firmă primărie a închiriat o mașină cu aproape 1000 de euro pe lună pentru următorii 3 ani, deși are deja 17 mașini, printre care și unele de teren. De ce precizez asta? Pentru că întreba ce-i cu închirierea asta, directorul companiei respective a declarat, citat de Info Sud-Est. Este necesară deplasarea pe terenuri fără drumuri sau cu drumuri de pământ. Și de aceea au închiriat o limuzină Skoda. Dă-mă că au vrut să-și protejeze flota, nu știu ce vezi greșit aici. O limuzină Skoda, el nu știe, el nu știe mărcile. Limuzina Skoda, da, știu, atâta, super, asta au vrut la închiriere. Dar nu te interesează, tati, că e închiriată, nu e a ta. Se strică planetarele alea. Da. Luați-vă. Și cum să motivezi așa? Deci avem nevoie de teren, nu, trebuie să mergem pe drumuri de pământ. Vrei să le stricăm pe ale noastre? Lasă, nu, șeful, închiriază una de lincolo. Pe 3 ani primăria va plăti deci 33.000 de euro fără TVA și la final nu va avea posibilitatea să cumpere autoturismul, așa au ales, doar să închirieze, fără cumpărare. Adevărul că adică la drept vorbind de banii ăștia, cred că poți să iei o Skoda nouă foarte bine echipată. Deci cred că pot îndrăzni să spun că primăria a făcut o afacere de toată jena. În alt ordine de idei, am vrea să salutăm investițiile serioase pe care aceeași primărie le face în dezvoltarea transportului în comun din oraș, în sensul că a cumpărat și plătit montajul de noi stații de autobuz pe noi trasee, 125 de stații noi, două băncuțe și una de post de sticlă securizată, la foarte frumușelul preț de achiziție de aproape 17.000 de euro bucata. Deci, practic, două stații, o închiriere de limuzină. Trei stații, o garsonieră, etc., etc. Cel mai caragios lucru la stațiile astea a fost că constructorul a montat peretele cu reclamă, ele sunt de sticlă, cum ar veni de plățin, pe partea stângă, astfel că oamenii care așteaptă autobuzul nu pot vedea când vine ăsta. În stânga se pune afișul publicitar și nu mai văd. De ce l-au făcut așa? Așa era în caietul de sarcini. Domnul Chițac, primarul, s-a remarcat printr-un răspuns de primar, mereu preocupat de confortul cetățenilor, întreba dacă vede vreo problemă în designul stațiilor. A răspuns că autobuzul o să vadă când ajunge în stație. Clar. O să fie o surpriză plăcută. Este adevărat pentru corectitudine că după ce presa a întrebat, au schimbat designul, în sfârșit le-a dat prin cap să mute afișul publicitar pe dreapta. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.